cu Liviu Ciurei nu m-am înțeles bine de la început, prima piesă în care a repetat-o, Omul care aduce ploaie. El îmi arăta cum să joc, îmi dădea mijloace, mijloacele lui personale. Cred că îi plăcea rolul foarte mult, iar l-ar fi vrut să-l joace. Ori eu nu pot să joc așa, când mi-arată cineva, uite, fă ca mine, fă ca mine. Nu pot să fac asta. Și a scârțit relația noastră. După aia, în Cum vă place, la fel a fost. El vroia ceva cu reteatralizarea teatrului, eu nu știam ce înseamnă aia și nu ne-am prea înțeles prea bine, așa am zis să nu mai reteatralizăm, că e destul de teatralizat. Dar probabil că el avea dreptate și eu nu mă ridicam la nivelul lui de înțelegere și de... Pentru că Liviu era un mare intelectual, era un artist deosebit, era arhitect, era regizor, era actor, avea multe cunoștințe în domeniul muzical, cânta frumos. Eu eram un actor, începător. Dar pe urmă, nu-mi dau seama acum, lucrurile s-au așezat foarte bine, am devenit foarte prieteni, ne înțelegeam la lucru foarte bine, din ochi, din două vorbe, înțelegeam ce vrea el de la mine și totul a fost extraordinar. Atât de extraordinar încât atunci când trebuia să monteze Furtuna, Furtuna de Shakespeare, m-a chemat la el și m-a întrebat, Victor, ce vrei să joci, ce preferi, Prospero sau Caliban? Și eu i-am spus că pentru Prospero mă simt cam prea tânăr și nu o să am greutatea personajului. Și atunci, consecință, prefer Caliban. Dacă e să joc în Furtuna. Și așa s-a întâmplat. El a mai vorbit despre Liviu și îi port o amintire foarte plăcută, încărcată cu mult respect pentru el ca om și el ca artist. Sunt puțini în lumea noastră artistică care să-i semene lui Liviu. Și asta este foarte prost, pentru că e o lipsă, este o lacună a tagmei noastre artistice.